Disperat al unei mame pentru salvarea bebelușului ei, femeia a îmbrăcat copilul în mai multe straturi de haine, l-a înfășurat în plapumă și l-a aruncat pe geam de la etajul 3 pentru că apartamentul lor era cuprins de flăcări. Mama, medic rezident, a aruncat și ea în gol fără ezitare. Bebelușul e în stare gravă. Vă avertizez că urmează informații cu puternic impact emoțional. Un martor a surprins scene cumplite într-un cartier din Iași. O sărit! Îngrozită de flăcările care înghițeau casa, femeia, medic rezident, a trecut prin foc și a luat copilul. Fără să mai stea pe gânduri, a recurs la un gest dramatic, dar salvator. Surse din anchetă spun că femeia ar fi înfășurat copilul în mai multe rânduri de haine și l-ar fi aruncat întâi pe el, iar mai apoi s-a aruncat și ea într-o încercare disperată de a se salva. Vecinii au o altă variantă, spun că femeia s-ar fi aruncat cu copilul în brațe. Apartamentele sunt toate semi-decomandate. Treci dintr-o cameră în alta? Nu, nu. Adică acum să mai iasă pe ușă, probabil. Posibil. Dar în momente din astea e numai reacția umană. Pacientul a prezentat la sosire în opus stop cardiorespirator, care a impus manevre de resuscitare. Copilul a fost resuscitat și readus la viață. Se află în continuare în stare gravă. Mama lui este conștientă, dar cu mai multe arsuri. În urma căderii a suferit și o fractură. Focul a făcut scrum locuința în doar câteva minute. În bloc lucrau mai mulți muncitori de la gaze. Tot ei sunt cei care au sunat la 112 și au chemat pompierii. La ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitării, 15 persoane erau autoevacuate, iar 10 persoane au fost evacuate de către pompieri. În urma incendiului au ars bunurile dintr-o încăpere, mobilier divers și diverse produse textile. Fata mi-a zis că a văzut pe doamna copilul ieșit sărit de la etaj 3, nou născut era. Locuiește deasupra, dar nu știu ce s-a întâmplat. Eu am venit și am văzut cum și mă las din ce se întâmplă. Deocamdată nu se știe de la ce au izbucnit flăcările. Vecinii spun că femeia și tatăl copilului se certau des, dar bărbatul era la serviciu în momentul incendiului. În momentul când era băut, era cu chestia, mai așa ea cu capul. Eu bănuiesc că totul este posibil în ziua de astăzi. Înainte de sărbători, ea a fost la mine la ușă bătută de soțul ei. Ia. Da, au spus să sun la părinți. Părinții sunt din Vaslui. Pentru decizia drastică de salvare, mama riscă să fie cercetată penal și chiar să rămână fără copil.